Potrivit Direcției de Sănătate Publică Suceava, principala cauza deceselor survenite în rândul sucevenilor o reprezintă bolile sistemului circulator. În cursul anului 2015, 4.853 de persoane au murit din cauza acestor afecțiuni. Cea mai gravă boală a inimii este hipertensiunea, cunoscută și sub numele de tensiune arterială crescută, care este o boală cronică caracterizată prin valori crescute ale presiunii arteriale. Aceasta poate provoca atacul de cord sau insuficiența cardiacă. 420 de suceveni au pierdut lupta cu viața anul trecut din cauza hipertensiunii arteriale. O altă formă de boală la fel de periculoasă este arterioscleroza. Aceasta este o maladie cardiovasculară caracterizată de formarea la nivelul arterelor mijlocii și mari de depozite de plăgi de culoare galbenă ce conțin colesterol, material lipidic și lipofage. Această boală poate provoca infarct miocardic sau accident cerebral. Din cauza bolilor cerebrovasculare au murit din ianuarie până în decembrie 2015 327 de suceveni, iar din cauza infarctului miocardic au decedat 520 de persoane. Din cauza diferitelor forme de cardiopatie ischemică și-au pierdut viața pe tot parcursul anului trecut 1112 persoane. A doua cauza mortalității în rândul sucevenilor este cancerul. Un număr ridicat de decese îl reprezintă și persoanele care au suferit de boli ale aparatului respirator. Cea mai gravă formă a bolii reprezintă astmul bronșic, care este o afecțiune inflamatorie cronică comună a căilor respiratorii, caracterizată de crize de respirație cu impresia de sufocare, acumulare de cantități mari de toxine în corp. În cursul anului trecut, 1379 de persoane au murit din cauza cancerului, 245 de cazuri fiind din cauza cancerului de trahee, bronhii sau pulmon. 31 de suceveni au pierdut lupta cu viața din cauza cancerului de col uterin, iar 140 de suceveni au murit din cauza cancerului de stomac.